La primăria Suceava a început șirul comandamentelor de lucru. Subiectul de bază este, ca și până acum, lucrările mereu în desfășurare la străzile municipiului. Și dacă pe hârtie totul este în regulă, toată lumea își face treaba, lucrările sunt conform planului, la o simplă ieșire prin Suceava, concluziile sunt altele. În primul rând s-a discutat despre lucrările de reparații la anumite artere, lucrări cuprinse într-un proiect pe fonduri europene. Din 10 străzi aflate pe listă, 5 dintre ele au fost parte. Cele mai importante sunt bulevardul Georgenescu și strada Universității, unde se desfășoară deja lucrări de amploare. Pe Universității am început ieri pavajul, da? Începând de la o oră de stație de autobuz. Estimez undeva la 17 aprilie putem să finalizăm un trotuar prin pavajul, da? Și pe partea stângă și pe partea dreaptă. Da? De Georgenescu lucrăm la prima parcare, să zic așa, unde avem parcări, da? Și spații de. Reprezentanții firmelor de construcții promit că până în luna iunie bulevardul Georgenescu va fi finalizat în totalitate, iar până la 17 aprilie pavajul de pe strada Universității va fi de asemenea terminat. Avem mult de lucru, s-au atacat 5 din 10 străzi, pe două se lucrează acum Universității și Georgenescu, sunt încă 5 străzi de atacat și lucrul cel mai important, două proiecte foarte importante și foarte sensibile, reparații capitale la podul peste râul Suceava din zona Ițcan și la pasajul peste calea ferată, unde vin lucrări importante și sensibile la pilele podurilor, a pasajului, desfacerea până la calea de rulare, sunt niște lucrări, sigur, tehnice, o parte din ele sunt lucrări pregătitoare care se pot face în această perioadă, gen construcții metalice, de aceea am insistat la toți dirigenții de șantier, la toți constructorii, să ne prezinte un grafic cadru după care să putem urmări aceste lucrări. Reparații capitale sunt promise și în ceea ce privește podul de peste râul Suceava din Ițcan și pasajul de peste calea ferată. Deși lunile de iarnă s-au încheiat, lucrările în această zonă nu au început încă. Edilul sucevean a sfătuit constructorii să se apuce de lucrările la pod, întrucât în lunile de vară circulația va fi mai intensă, iar lucrările din zonă sunt sensibile. Poate era mai bine să le atacăm acum mai timpuriu, să nu ne cuplăm cu vacanța de vară când vin căpșunarii, cum se spune, pentru că va fi mai aglomerat orașul. Sperăm până atunci să pună în funcțiune primul tronson al rutei ocolitoare, să avem o posibilitate de circulație în oraș. Dați-ne un grafic, cum îl vedeți dumneavoastră, când începeți să lucrați și sigur trebuie să aduceți un număr mai mare de echipe. La capitolul străzi, cel mai mare deranj l-au făcut lucrările la proiectele de apă și canalizare. Acestea au creat un disconfort maxim pentru suceveni pe toată durata anului 2014 și continuă în aceeași manieră. Lucrările de apă și canalizare s-au desfășurat și pe parcursul iernii, însă într-un mod haotic. Sub pretextul "e iarnă, nu avem ce face", lucrătorii au lăsat mormane uriașe de pământ atât pe străzi, cât și în fața blocurilor și a porților, ceea ce a creat numeroase nemulțumiri din partea cetățenilor. S-a lucrat cât de cât în perioada de iarnă, care a permis, pentru că a fost o iarnă mai blândă, dar s-a lucrat anapoda, ascunsându-se după pretextul iernii, faptul că balasele sunt înghețate, că nu se poate întări betonul, că nu sunt stații de asfalt, au lăsat mormane de pământ în mijlocul străzilor, în fața porților, oamenii pot ieși din curs, noaptea prin noroi. De aceea am spus că o să-i amendăm în fiecare zi. Dacă nu vor să disciplineze, o să-i amendăm în fiecare zi, că nu o să fie bucuroși că aici la Suceava să lucreze. Sper că au înțeles destul de bine mesajul transmis de către mine, către primărie, împreună cu viceprimarii, cu consilierii care vor să alăture, că sunt niște proiecte importante în această vară în municipiul Suceava, în acest an, să ținem constructorii din scurt. Constructorii promit că vor face curățenii în această săptămână în urma mizeriei lăsate după lucrările de apă și canalizare. Având însă în vedere că la promisiune aceștia se pricep cel mai bine, nimeni nu mai este convins că vom avea curățenie de primăvară în Suceava. Primarul Ion Lungu a transmis firmei că a primit numeroase reclamații din partea populației în acest sens și că s-a lucrat în bătaie de joc. De asemenea, a amenințat reprezentanții firmei cu amenzi zilnice în condițiile în care vor continua lucrările în același ritm și în aceeași manieră.